fost anul acesta. Vă mulțumesc de invitație. Primul subiect, justiția, pentru că s-a discutat foarte mult despre cum unii politicieni fac comentarii în zona aceasta și poate că nu ar trebui, chiar dumneavoastră ați fost vizat de foarte multe critici. Aș porni de la o declarație pe care a făcut-o consilierul dumneavoastră onorific, Gheorghe Frundo, chiar astăzi. Spune domnul Frundo, primul ministru are dreptul de a critica justiția. Domnule prim-ministru, aveți dreptul de a critica justiția? În primul rând, domnul Frundo e un om foarte liber, nu are niciun raport de obligații cu mine, ba chiar m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește zona de minorități și de respectarea drepturilor omului și o autoritate pe care o recunosc. În al doilea rând, evident, în înțelesul poate al meu, poate sau al oamenilor obișnuiți, nu pot să influențez nimic după ce o decizie s-a dat. Eu am făcut un anumit comentariu strict politic pe care vă dați seama că în sinea mea îl cred în continuare valabil, că Traian Băsescu și Adrian Năstase au fost doi adversari politici și sunt și acum doi adversari politici. Restul, am luat act de decizia CSM-ului și sunt convins că vor fi la fel de duri și când poate președintele va comenta, că și dânsul a comentat de multe ori, justiția nu a fost niciodată, nu s-a supărat nimeni. Credeți că și acolo e un soi de partizanat politic sau? Nu știu, o să vedem cu prima ocazie. Prima ocazie când va fi o plângere împotriva lui Traian Băsescu pentru declarațiile pe care le face? Intenționați dumneavoastră să faceți un... Nu, eu recunosc că am lucruri mult mai importante de făcut decât să depun plângeri împotriva domnului Băsescu. Da, n-am adus în discuție întâmplător declarația lui Gheorghe Frundo, pentru că consilierul dumneavoastră a mai făcut o declarație acum câteva zile. Cred că vă amintiți declarația asta și au fost foarte multe comentarii negative în presă, referitoare la vizita doamnei Depinde Newland. În care presă? Nu împărțiți presa. Presa dumneavoastră. Da. Nu e presa mea și nu... Păi nu zic că în presa domnului Băsescu, da, a fost. Acum, dacă, auzit dacă mergem pe presa în general, mă bucur foarte tare așa, că foarte rar presa e unanimă, că ar fi ca pe vremea comuniștilor. Unii spun ceva, alții spun altceva. Cred că singura unanimitate pe care am văzut-o în ultima perioadă este legată de declarațiile unui coleg al dumneavoastră la adresa cetățenilor moldoveni. Acolo am avut impresia că toată lumea a spus că așa ceva e inacceptabil. Parcă și dumneavoastră... Nu, am văzut niște declarații, n-am eu un mesaj, că nu are nevoie de mesajele mele. Am văzut că presa, cred că și dumneavoastră de la B1 l-ați criticat pentru faptul că nu poți să vorbești despre cei din Moldova, că toți sunt, nu știu, cerșetori, prostituate și așa mai departe. Mi se pare un lucru cu totul inacceptabil. Și acolo parcă am văzut presa având o opinie comună. Covisca și domnul Turcescu l-a criticat și ceilalți. În rest, în general, presa are opinii de dreapta, de stânga, contra, pro. Dar revenind la declarațiile consilierului dumneavoastră. Le-a ziceam că unii l-au criticat, alții l-au lăudat. Nu știu cine ar putea declarațiile... să laude pe domnul Frundo în contextul acesta și chiar, dacă îmi permite să dau citatul, mi se pare puțin cu un aer de superioritate, ca și cum ar vorbi dirigintele cu elevii, arată o anumită superioritate a unchiului Sam. Nu e România o colonie și refuză această idee că vine să inspecteze în România nivelul sau stadiul drepturilor omului, stadiul statului de drept și democrație. Este reprezentativă și pentru cum gândiți dumneavoastră? În realitate, eu am obiceiul să gândesc cu mintea mea. M-a ajutat de multe ori în viață decât să pur și simplu să repet ce gândesc alții. În realitate s-a dovedit foarte clar că vizita altfel foarte bună a doamnei secretar de stat Newland pe probleme de colaborare, cooperare între România și Statele Unite. Chiar a fost o vizită absolut în regulă. După aceea, bătălia noastră politică, că a ieșit președintele, ne spune el de fapt. Eu am văzut un singur lucru și doar pe acela mă bazez. Am văzut conferința de presă ținută de doamna Newland cu ministrul de externe, domnul Cornățean, care mi s-a părut extrem de echilibrată și de normală și niciun motiv de supărare. Da, a mai fost o conferință de presă. Nu, aia a fost o întâlnire cu niște aleși. A fost televizată, transmisă în direct. Și acolo a avut dumneavoastră exclusivitate. Nu a fost chiar exclusivitate, a fost un site care a transmis în direct pentru toată lumea. Da. Semnalul de la acea întâlnire. Păi vă dau eu un citat din declarațiile doamnei Newland. Este îngrijorător că sunt atacuri la adresa independenței justiției când politicienii din orice partid decid să provoace independența justiției, că politicul nu trebuie să comenteze deciziile justiției și că este importantă lupta anticorupție. Sunt cu totul de acord cu ce a zis. Sunteți unul dintre politicienii care din când în când mai atacă deciziile justiției, pentru că ne întoarcem la declarația pe care a făcut-o în legătură cu Adrian Năstase. După ce se dau decizii, am făcut-o și o să fac în continuare comentarii politice. N-am vorbit de niciun judecător, n-am vorbit de niciun procuror, am vorbit de Traian Băsescu, care din câte știu eu nu e nici judecător, nici procuror. În rest,
comentariile domnului președinte care zice, domne, cheile justiției sunt la mine și cred că sunt tot declarații politice, că în realitate n-a vrea el chiar chei așa, l-ascultă toată lumea în genunchi. Cred că tot declarații politice. Eu nu cred că, uite, justiția n-a mai fost independentă, că a zis domnul Băsescu că sunt cheile la el. Deci declarațiile politice, atâta timp cât nu privesc cauze în curs și atâta timp cât nu influențează, nu sună niciun politician. Eu cred că nici comentariile jurnaliștilor nu influențează justiția, că dacă ar fi așa, numai ce am văzut astăzi legat de diverse procese pe la dumneavoastră, să-l condamne pe Dragnea, să-l condamne pe Constantinescu, pe toți, eu nu cred că o să-i condamne că a zis B1. Presupun că nu e vorba despre niște comentarii făcute de jurnaliști. Nu cred că a cerut cineva condamnarea lui... Ba da, s-a întâmplat. Sunt jurnaliști care au cerut, dar eu cred că justiția judecă fără să se uită la televizor. Dar dacă tot vorbiți de presă... Da, eu cred într-o normalitate și repet, trebuie făcute lucrurile așa cum sunt normale. Aici, evident, există întotdeauna un grad de subiectivism. Când e vorba de Adrian Năstase, sigur că și noi de la PSD. Și domnul Antonescu anul trecut, când a criticat justiția pentru dosarul domnului Fenechiu sau al domnului Silaghi, a făcut-o chiar mai dur decât mine, era subiectiv, pentru că era vorba de doi colegi ai domniei sale. Ideea este că la un moment dat, eu sunt convins că de altfel nici declarațiile de anul trecut ale domnului Antonescu nu au influențat justiția și se va pronunța și pe domnul Fenechiu și pe domnul Silaghi. Eu nici măcar n-am comentat înainte, am comentat după ce s-a dat hotărârea definitivă și revocabilă și evident că nu putea să schimbe în vreun fel ce am spus eu. Evident că în măsura în care toți oamenii politici respectă aceeași regulă, problema e că pentru domnul Băsescu n-a fost aceeași regulă ca pentru noi. Și doi, atâta timp cât lucrurile se păstrează în bătălia politică și nu intră în justiție, vă reamintesc faptul, dacă aș fi avut ocazia, l-aș fi reamintit celor de la CSM. Nu doar că n-am pronunțat niciun nume de judecător sau procuror, nici măcar nu m-am referit la vreun judecător sau vreun procuror. M-am referit la Traian Băsescu și la Adrian Năstase, doi oameni politici. Cred că despre oameni politici am voie să vorbesc. Dumnezeu. Bun, dar spunând lucrurile astea, indicați faptul că există niște judecători care pot să fie influențați din punct de vedere politic. Păi asta spune CSM-ul, domnule prim-ministru. CSM-ul spune că prin astfel de declarații se afectează independența justiției și induc un sentiment de neîncredere. Sentimentul ăsta de neîncredere puteți să-l excludeți în momentul în care prim-ministrul este interesat de un astfel de comentariu? Ideea următoarea, mi-aș dori să fiu eu așa un guru al nației, încât 100% toți românii să se ia după părerile mele. În realitate, neîncrederea oamenilor, românilor în justiție, conform cercetărilor făcute la nivel european, undeva, dacă nu mă înșel, sub o treime dintre români au încredere în sistemul de justiție. Sigur, mai puțin au încredere în guvern, deci nu pot eu să influențez. Cred că este o mare problemă a sistemului, așa cum este și a sistemului politic, este și a sistemului de justiție, de a fi mai credibil. Asta înseamnă însă nu doar lucrurile mediatizate, care sunt interesante pentru presa centrală și pentru noi oamenii politici la nivel central. Asta înseamnă, dacă vreți, fiecare activitate de zi cu zi. Cum arată, cum se poartă un judecător sau un procuror în instanță cu un om obișnuit. În cât timp se judecă procesele, pentru că un proces care se judecă în 6 luni sau un an, sau unul care se judecă în 10 ani. În ce măsură, dacă ai bani de avocați, câștigi procese, dacă n-ai bani, le pierzi. În ce măsură judecători, că sunt, și aici chiar nu cred că se supără cineva, că spun, dom'le, din 7.000 de judecători și procurori, o fi unul sau doi care greșesc. În măsura ce, și aceia plătesc. Oamenii spun, dom'le, ok, eu când greșesc, plătesc. Dacă greșește el, dacă sunt achitat, dacă câștig un proces după aceea la CEDO, trebuie să plătesc. E, astea sunt lucrurile care țin. Nu, v-am spus, mi-ar plăcea să cred așa că toți românii se iau numai sunteți după ce spun eu. Prim-ministru, mesajul dumneavoastră ajunge peste tot. Și cu ajutorul dumneavoastră. Cu ajutorul nostru, da, și în cancelarii internaționale. Și știți foarte bine că nu sunt reacții dintre cele mai fericite în momentul în care sunt astfel de declarații. Se naște acest semn de întrebare că, dom'le, să ne gândim. E statul de drept funcțional? E justiția independentă? Sau, din nou, politicienii Doamnă, fac jocuri? Haideți să ne gândim, totuși, cu tot respectul și toată dragostea pe care o am pentru toate cancelariile. Haideți să ne gândim cum facem ca Ion Vasile dintr-o comună să zică, dom'le, când am o problemă, chiar mă duc la judecător și mi-o rezolvă. Cum facem pentru oricine să zică, dom'le, când sunt bătut sau violat sau furat, știu sigur că procurorul va prinde pe hoț. Astea sunt lucrurile, sigur, și cazurile mediatizate. Dar acelea sunt importante pentru noi și pentru cei care se uită la televizor. Știți foarte bine că, până la urmă, o minoritate se uită la televiziuni. Toate la un loc. Antena 3, dumneavoastră, RTV și ceilalți.
Marea majoritate nu se uită la televizor. Marea majoritate are contact cu justiția sau cu sănătatea sau cu școala în mod direct. Când are el un proces, când are un copil la școală, când are o rudă sau el însuși care se duce la spital. Așa încât acolo se formează, de fapt, esența încrederii și aprecierii pentru sănătate, pentru educație, pentru justiție, sisteme fundamentale cu care eu mă confrunt și e normal în funcția de prim-ministru zi de zi, apropo de necesități logistice, de modificări legislative, de probleme sindicale, de probleme de sistem. Acolo se formează și în tot acest timp, dincolo de ce a mai fost mediatizat așa pentru deliciu presei, puteți și poate o să aveți ocazia să o întrebați și pe președinta în altei curți și pe fosta președintă a CSM-ului, actualul președinte al CSM-ului, pe procurorul general, pe șeful DNA-ului și șeful DICOT-ului. Vorbesc de oamenii cu funcții, șeful ANI, da? Că astea sunt instituțiile, în alta curte, CSM, parchet, DICOT, DNA, ANI. Puteți să întrebați dacă de când sunt prim-ministru, aproape 2 ani, a existat vreo problemă din partea guvernului de sprijin logistic, de sprijin legislativ, de sprijin de funcționare. Eu cred că o să vă răspundă toți. Nu întâmplător am făcut referire și la fostul șef al CSM și la actual CSM. Și tocmai din acest punct de vedere, sunt absolut convins că și în raportul MCV, activitatea Ministerului Justiției și implicit a Guvernului, că noi nu avem legătură cu justiția Guvernului decât prin Ministerul Justiției, o să vedeți că va fi apreciată. Bun.